de la pagina 1198, epistola 1 a lui Ioan, să citim capitolul 3 din această epistolă. Cuvântul Domnului cunoaște. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră să fie cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri, ci adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curăță de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este în noi. Amin. Vă mulțumesc și vă rog să preocupați. Doresc să-L binecuvintez pe Dumnezeu și să-I mulțumim pentru că El ne-a binecuvântat să fim astăzi împreună la acest timp de părtășie. Și rog pe Dumnezeu ca El să vă binecuvinteze pe voi toți care sunteți aici, Dumnezeu să binecuvinteze pe slujitorii care sunt aici, Dumnezeu să binecuvinteze pe orice bădulat al trupului Său de aici local, și Dumnezeu să facă ca împreună cu toții să fim slujitori ai Lui, și prin slujirea noastră a fiecăruia parte, trupul Domnului Iisus Hristos, să se zădească în dragoste, să se dezvolte, să crească și să fie o mărturie a lui Dumnezeu în locul acesta. Vă aduc salutul de dragoste al Bisericii de care vin, Sfântul Ilie Suceava, salutul nostru pe care îl transmitem cu bucurie pentru voi și îl reținem și pentru noi, este Maranata, Domnul nostru vine. Cred că nu este o veste nouă pentru voi, dar aș vrea să fie o încredințare de plin. Domnul nostru vine. Fratele, amintea că am mai fost pe aici, cred că am fost astăzi primăvară. Vreau să vă spun că dacă astăzi primăvară spuneam că Domnul nostru vine, acum venirea Lui mai aproape la astăzi primăvară. Mult mai aproape. Nu se știe. Poate din mine și mai aproape. Vreau să vă mai spun ceva. Mi s-a întâmplat acum vreo 2001, nu știu când exact, 2002, mulți ani în urmă. Am vrut să mă duc la un nunț, la o căsătorie, la o fată din biserică în Italia și s-a schimbat atunci, nu știu ce, lege în țară, nu devea voie la microbuză să iasă afară din țară, ne-am pornit cu o microbuză la Suceava și am stat două nopți încercând, că la o vamă, că la alta, că la cealaltă, n-am reușit, ne-am întors înapoi noaptea cealaltă acasă, trei nopți la rând, pentru un om la 50 de ani atunci, acum nu mai sunt 50, era o oboseală mare. El a zis, nu mai lăsa să mă duc la nuntă în Italia, mă duc la nuntă la Sfântul Ilie. La noi era nuntă. Și îi spun la fratele pastor, frate Iliuță, așa cum și fratele, nu mă înțeles azi. A fost spunând pe fratele mai tânăr, mai odihnit, vorbească el. Nu mă înțeles. Da. Și fratele Iliuță, iar sunt pastor asistent din biserică, nu mă înțeles. Atunci a spus fratele Iliuță, eu să știi că sunt tare obosit. Am venit numai în ciudă la adunare. Nu m-a pus la cuvânt. Fratele m-a pus să vorbesc eu din cuvânt. Am vorbit. La urmă îmi zice fratele, era să frate, Șerban, ce ai avut? Dar ce am avut? Zic, începeai să spui ceva. Nu mai continuai să spui ceea ce ai început, spuneai altceva, dar nu avea legătură cu ceea ce spunea la început. Și altă mai făcut așa ceva.
Mă, frate Iuță, mulțumesc Domnului că n-am căzut adormit de la bord. Dacă am reușit să mai spun și nu am coerență între ele ce am spus, slavă Domnului. Ei, s-ar putea și azi să pățim la fel. Să încep să spun una și să continui cu alta. Noi suntem un pic obosiți, venim de pe drum. Ne iertați, așa cum din gării Dumnezeu. De ce am citit acest pasaj? Mi-a pus Domnul pe inimă să-l citesc. Și vreau câteva gânduri, nu din tot pasajul, câteva gânduri de aici. Cât Domnul va pune pe inimă, am înțeles că sunteți într-o zi de post și dacă stăm până de seara mai mult, slavă Domnului. Ce mi-a pune Domnul pe inimă să vă spun și vouă? Și aș vrea să fie de folos și pentru voi, dar și pentru mine. M-a provocat cuvântul care l-a citit și Domnul m-a răscolit, așa care l-a citit fratele la timpul de rugăciune, la începerea serviciului. Versetul 3 din Osea, capitolul 6, spunea așa. Să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul. Atunci, în anul aproximativ 700 înainte de Hristos, Dumnezeu avea o problemă cu poporul Lui. Prezintă prorocul Iosua aici faptul că atât Israel, cât și Iuda, îl supăraseră pe Dumnezeu prin trăirea lor, prin viața lor, prin modul lor de închinare, prin relațiile care le aveau ei între ei, îl supăraseră pe Dumnezeu. Și pentru că l-a supărat pe Dumnezeu, Dumnezeu hotărâse să lepede și pe Israel și pe Iuda. Așa s-a și întâmplat. Uitați ce spun două versete mai sus. Spune Dumnezeu despre Israel, despre Iuda. Voi fi ca un leu pentru Efraim, Israel, și ca un pui de leu pentru casa lui Iuda. Eu, da, eu voi sfârșia și apoi voi pleca, voi lua și nimeni nu va răbi prada. Observați, spune Dumnezeu. El care este un Dumnezeu plin de milă, cum mă cunoaște, plin de îndurare. Spune în acest verset pentru că m-au supărat. M-au supărat. Voi fi pentru ei ca un leu, ca un pui de leu. Voi sfârșia, spune Dumnezeu. Și dacă citiți Vechiul Testament, așa ceva s-a întâmplat cu poporul Israel. Ei, la versetul următor spune cuvântul așa. Dumnezeu vorbește. Voi pleca. Mă voi întoarce în locuința mea până când vor mărturisi că sunt vinovați și vor căuta fața mea. Când vor fi în necaz, vor alerga la mine. Observați ce cuvânt frumos. Spune Dumnezeu, m-am supărat pe ei, voi pleca de la ei. Mă voi întoarce în locuința mea, mă duce departe din poporul acesta, le voi lăsa singur, să privegească, să fie robit de niște popoare străine și au fost robiți de popoare străine. Până când, atenție, ei vor mărturisi că sunt vinovați. Și ce vor face? Vor căuta fața mea. Când vor fi în necaz, vor alerga la mine. Și apoi, după ce spune lucrul acesta atât de sensibil și de frumos, și este bun și pentru noi, spune așa Dumnezeu. Să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul. De fapt, este cuvântul care îl spune prorocul în sensul acesta. Este important. Dumnezeu vorbește în același context, versetul 6, ca să nu mai revin, căci bunătate voiesc, nu jertfă și, atenție, cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arde de tot. Deci să cunoaștem, să învățăm să cunoaștem pe Domnul. Dumnezeu dorește ca noi să îl cunoaștem pe El. Ei bine, nu-L putem astăzi prezenta în toate aspectele cunoașterii Lui, dar ar vrea să vă încredințez două, trei lucruri. În primul rând, poate nu suntem, ne judecăm noi și zicem noi, nu suntem ca cei de atunci. Poate nu suntem. Poate suntem. Dumnezeu știe starea fiecăruia. Dar Dumnezeu ne cheamă astăzi să îl cunoaștem pe El. Nu-L putem cunoaște în toate aspectele. Sau să-L descriem în toate aspectele pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu mi-a pus pe inimă
Să-L cunoaștem pe Dumnezeu ca fiind, cum spune aici Ioan. Ce spune Dumnezeu? Ioan despre Dumnezeu, că este Dumnezeu. Dumnezeu este ce? N-ați fost aici când am citit, nu? Dumnezeu este... N-ați fost aici toți. Lumină, frați și surori. Lumină. Găsim în cuvântul lui Dumnezeu foarte multe aspecte legate de ce este Dumnezeu, cum poate fi cunoscut Dumnezeu, cum trebuie să o cunoaște pe Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos însă spre sine spune la un moment dat că eu sunt calea, adevărul și viața. Îl cunoaștem ca fiind calea, ca fiind adevărul, ca fiind viața. E bine, atunci când îl cunoaștem pe Dumnezeu ca fiind adevărul, nu trebuie să avem o cunoaștere teoretică, ci noi trebuie să fim acei oameni care să umblăm în adevăr. Că dacă spunem că îl cunoaștem pe Dumnezeu ca fiind adevărul, și nu umblăm în adevăr, mințim și nu trăim adevărul. E bine, în pasajul citit astăzi și gândul care vrea să aduc înaintea dumneavoastră, să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Cum? Dumnezeu e lumină. Așa spunea Domnul Iisus Hristos, El a venit în lumea noastră, în Evanghelia după Ioan, ca să fie lumină. Ioan Botezătorul spunea, eu am venit ca să mărturisesc despre lumină, dar nu sunt eu lumină. Și Domnul Iisus Hristos, la un moment dat, spune, în Evanghelia după Ioan, așa, ascultați, eu sunt, spune El, lumina lumii. Și a noastră de aici, care suntem astăzi, cine mă urmează pe mine, dacă El este lumina lumii, cine mă urmează pe mine, spune El, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Ce înseamnă aceasta? Nu va umbla în întuneric. Cum? În ce va umbla? Va umbla în lumină, pentru că El este lumină. Versetele 35-36 de la 12 spune așa. Lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru. Umblați ca unii care aveți lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul. Cine umblă în întuneric, atenție, nu știe unde merge. Câtă vreme aveți lumina printre voi, credeți în lumină ca să fiți fii ai luminii. Slavă lui Dumnezeu! Dumnezeu este lumină. Cei care doresc și înțeleg că este important să-L cunoască pe Dumnezeu ca lumină, trebuie să umble în lumină. Amin. Amin. Să ne ajute Bunul Dumnezeu. Amin. Și urmarea umblării în lumină, spune aici Ioan, este o binecuvântare pentru noi. Ce? Dacă zicem că avem părtășie cu El, umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Ce înseamnă să umblăm în lumină pentru noi, practic? Înseamnă să avem părtășie cu Domnul, dacă umblăm în lumină, dar înseamnă să avem și părtășie unii cu alții. Cine zice că are părtășie cu Dumnezeu, dar umblă în întuneric, mințește și nu trăiește adevărul. Cine zice că are părtășie cu frații lui, dar nu împlinește câteva lucruri pe care vreau să le amintesc fugitiv în timpul care avem la dispoziție, cine nu împlinește aceste lucruri, nu are părtășie minte și nu trăiește adevărul. Haideți să vedem. Pe pagina aceasta, chiar când am citit versetul, sunt scrise trei versete foarte importante. Am vrut să le amintesc la urmă. Dar ca să nu uit, pentru că scrise pe pagina aceasta, haideți să le citim la început. De fapt, este vârful la care vrem să ajungem. Dar le citim de la început. Începem cu vârful. Spune așa versetul 9, 10 și 11 de la Ioan 1, Ioan 2. Pe aceeași pagină. Spune așa. Vă scriu o poruncă
nouă. Lucru care este adevărat atât cu privire la El, cât și cu privire la voi. Căci întunericul se împrăște și lumina adevărată și răsare chiar. Atenție! Cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Cine iubește pe fratele său, rămâne în lumină, ci în el nu este niciun prilej de poteptire. Dar cine urăște pe fratele său, este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. Observați, Dumnezeu e lumină. Și noi cei care umblăm cu Dumnezeu, îl cunoaștem pe Dumnezeu, de la versetul acesta am plecat. Să învățăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Să cunoaștem pe Dumnezeu. Să învățăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Dumnezeu e lumină. Cine zice că umblă în lumină, adică umblă cu Dumnezeu, trebuie să facă un lucru. Ce? Să iubească pe frații săi. Dar am spus că iubirea este vârful. Haideți să vedem ce înseamnă să umblăm în lumină. Pentru că cel care umblă în lumină, sau cei care umblă în lumină, spune cuvântul lui Dumnezeu aici, avem părtășie unii cu alții. Și ca urmare a faptului că avem părtășie unii cu alții, mai vine ceva. Spune, sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Și zice Ioan aici, nu cumva să spuneți că n-aveți păcat. Pentru că eu vă scriu aceste lucruri și vă spun aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar atenție! Nimeni nu poate să spună că n-are păcat. Și dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Pe Iisus Hristos este jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Să credem din toată inima și să-L rugăm pe El și sângele Lui ne curățește de orice păcat. Dar, ca să nu păcătuim, trebuie să umblăm în lumină. Dacă umblăm în lumină, avem părtășie unii cu alții. Ce înseamnă să avem părtășie unii cu alții? Haideți să analizăm din câteva aspecte ale părtășiei unii cu alții. Cum vrea Dumnezeu să fim unii cu alții sau unii față de alții? Ce să pornim de la început? Nu de la bază, de la bază. În primul rând, uitați-vă dumneavoastră, noi suntem foarte diferiți unii de alții. Unii am venit aici de la Salcea, alții de la Guranga, alții de la Floiești. Nu. Deci suntem de locuri diferite. Unii suntem mai tineri, alții mai vârstă. Suntem de vârste diferite. Unii avem o maturitate spirituală, alții avem o altă maturitate spirituală. Diferență între noi. Unii am învățat acasă la noi că putem mânca carne de porc. Alții au învățat că e păcat să mănânci carne. Unii au învățat că trebuie să țină toate zilele, alții au învățat că trebuie să țină numai o zi din săptămână, duminica, sâmbătă, știu eu cum. Suntem foarte diferiți unii de alții. Ca să nu mă trec de celelalte aspecte exterioare pe care le priviți între voi și le vedeți, nu ne asemănăm unii cu alții. Unii gândim într-un fel, alții gândesc în alt fel. Unii judecă într-un fel, alții judecă în alt fel. Ce să facem? Dumnezeu ne-a așezat la un loc. Și Dumnezeu ne cheamă să avem părtășie unii cu alții. Ce spunem? Putem avea părtășie unii cu alții? Dacă avem părtășie unii cu alții, dovedim că umblăm în lumină. Dacă nu avem, pentru că ăsta e rezultatul umblării în lumină, părtășie unii cu alții. Dacă spunem că umblăm în lumină, dar nu avem părtășia, unitatea, spunea frate, să ne rugăm astăzi pentru unitate. Părtășia e ceva mai mult decât unitate. Părtășia se găsește într-o familie, să spunem, acolo unde soțul iubește soția, unde soția respectă soțul, unde copiii ascultă de părinți, unde părinții iubesc copiii.
că într-o astfel de familie putem spune că există părtășie. Dumnezeu vrea să realizeze părtășia și la nivel de biserică. E greu de realizat părtășia la noi acasă, la Sfântul Ilie. Pentru că nu suntem toți din Sfântul Ilie. Și noi suntem adunați din tot județul, poate și din afara județului. Nu suntem toți de o vârstă. Am gândit toți la fel. Unii suntem bătrâni, 80 de ani, alții 16 ani. Ce diferență mare! Unii am prins ce-am prins, unii nici în cărți n-au citit despre așa ceva. Diferență bună. Ei, ce spune cuvântul? Având în vedere că suntem așa de diferiți, cuvântul lui Dumnezeu, citesc un verset, la Romani, capitolul 15, versetul 7, spune așa. Așadar, iată o concluzie. Cuvântul este foarte bun. În versetul 7 spune Apostolul Pavel, după ce el însuși abordează problema aceasta a diferențelor dintre noi, nevoia acceptării și îngăduinței dintre noi, spune ca și concluzie. Așadar, primiți-vă unii pe alții, cum v-a primit și pe voi Hristos spre slava lui Dumnezeu. Amin. Observați ce cuvânt important este acesta? Romani 15:7. Ar fi bine dacă l-am ținut minte, mintea noastră și să îl rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să-l punem în practică, să-l aplicăm. Asta ne ajută să avem părtășie cu frații noștri. E diferit de fratele tău. Gândește într-un fel, el gândește în alt fel. Tu vezi lucrurile într-un fel, el le vede alt fel. Dacă stăm la discuții de dimineață și până seara, putem ajunge la ceartă mai ușor decât la înțelegere. Pavel, apostolul, știa lucrul acesta. Că unii spun așa, că alții spun așa. Și el spune, primiți bine de cel slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Noi care suntem tari, sau credem că suntem tari, suntem datori, e o datorie, să răbdăm slăbiciunile celor pe care noi îi considerăm că suntem slabi. Să nu ne plăcem nouă înșine, ci să plăcem aproapelui nostru în ceea ce este bine. E bine ca să putem începe să avem părtășie. Având în vedere că suntem așa de diverși, Dumnezeu ne cere prin cuvântul Lui să ne acceptăm unii pe alții. Nu este la fel fratele tău ca tine. E mai slab. Sora care este în biserică și slujește și ea, nu poate cânta atât de frumos ca tine. Nu poate recita atât de frumos ca tine. Dar dacă spune un cuvânt și îl spune poate că așa cu emoții, primește-o. Este sora ta. Este fratele tău. Doamne. Nu spune ieșind pe ușă. Păi decât îl punea culiță pe ăsta, mi-a tocat timpul și-a predicat și-a spus lucruri. Păi că nu știam, eram copil. Nu la asta ne cheamă Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă să ne acceptăm. Și cui cere Dumnezeu în special să accepte și să primească? Celor tari pe cei slabi. Nu înseamnă că dacă toți suntem slabi, să ne accepte și ne-o vrea culiță, dacă poate. Nu. Noi toți trebuie să fim tari în Domnul, tari în credință, tari în dragoste, tari în cunoștință, tari în adevăr. Și Biblia ne cere nouă să ne primim, adică să ne acceptăm unii pe alții. Ce frumos este lucrul acesta. Și dacă totuși te simțiți că este nevoie, să-l ajuți pe fratele tău să ajungă la nivelul tău, să o ajuți pe sora ta să înțeleagă la fel ca tine. Versetul 14, tot în Roman 5, spune așa. În ce vă privește pe voi, fraților, eu însumi sunt încredințat că voi sunteți plini de bunătate, plini și de orice fel de cunoștință și astfel sunteți în stare să vă sfătuiți unii pe alții. E bine, suntem chemați de Dumnezeu ca să avem părtășie, să dovedim cu asta, că umblăm în lumină, că avem părtășie cu Dumnezeu și unii cu alții, să ne acceptăm așa cum suntem unii pe alții, să ne primim unii pe alții.
Dar ca să le putem primi, Pavel Apostolul continuă și spune, atenție, nu vă depărtați unii de alții. Acceptați-vă, dar sfătuiți-vă unii pe alții. Tu cunoști adevărul. Observ că fratele tău nu-l cunoaște cum îl cunoști tu. Biblia ce spune? Sfătuiește-l pe fratele tău. Numai cum trebuie să fac lucrul acesta? Aici, atenție, două lucruri. În primul rând, să fii încredințat că tu ai cunoștință din partea lui Dumnezeu. Nu este o încredințare personală. Pentru că Biblia spune în același context, dacă ai o încredințare, păstrează-o pentru tine. Nu impune fratelui tău încredințarea ta. Nu. Păstrează-o pentru tine, dacă crezi că este frumos și este bine, umblă în ea, nu-ți se supără Dumnezeu, dar nu impune încredințarea ta altora. Dar atunci când ai o cunoștință despre adevăr, despre cuvântul lui Dumnezeu, despre modul în care trebuie să ne raportăm în relația noastră, unii la alții și împreună la Dumnezeu, Biblia spune, dacă ai cunoștință, sfătuiți-vă unii pe alții, dar cum să ne sfătuim? Cu bunătate. Să fim plini de orice fel de bunătate. Doamne. Ce frumos este lucrul acesta. Doamne. Știți că, fratele, dacă este sfătuit cu bunătate, primește sfatul? Dacă te duci la el și spui, bă, ai făcut bine, ai pe bine. El se uită la tine, poate îi ușurii pune capul în jos și pleacă. Sau poate inima lui zice săracul de el, te disprețuiește. Dar dacă te apropii de fratele tău, că ai cunoștință, și te apropii de el cu bunătate și el simte, spune Biblia, în Vechiul Testament, Solomon spunea, că bunătatea face ce? Farmecul omului. Să te apropii de fratele tău, de sora ta, de unul tânăr din biserică, de păstor, să te apropii cu bunătate și el să citească pe fața ta că tu din bunătate îi spui cuvintele respective. Din bunătatea ta față de el, sau cu bunătate îi dăluiești sfatul respectiv. Ce frumos este că atunci el primește acest sfat și lucrul acesta ne ajută extraordinar de mult. Apostolul Pavel spunea celor din Efes, și citesc acest verset, prima parte a acestui verset, spune așa, Apostolul Pavel. Spune el mai sus, nu întristați pe Duhul Sfânt, aveți grijă, nu-L întristați, Dumnezeu prin Duhul Sfânt ne-a președuit pentru ziua răscumpărării, ce-ar putea să întristeze pe Duhul Sfânt? Spune el în continuare, mai sus spunea mânia, furtul, cuvintele strecate, dar după ce spune versetul acesta, spune că amărăciunea, iuțimea, mânia, strigarea, clevetirea, nu? Am auzit de clevetire spunându-se astăzi aici? Da, am auzit. Să zic bine. Orice fel de răutate, astea, întristează pe Duhul Sfânt. Atunci când lucrurile acestea se văd în relațiile dintre noi. Și repet, chiar dacă vă obosesc, repet, să ținem minte. Ascultați ce afectează relațiile dintre noi, părtășia noastră, amărăciunea. Lăsă-o acasă, nu aduce la biserică. Cam nici acasă nu lăsa, trește-o, un loc. Iuținea, da? Mânia, nu spun eu că este la voi, dar așa spune cuvântul. Strigarea, orice clevetire, și orice fel de răutate, spune Apostolul Pavel aici, ce să facă? Să piară din mijlocul vostru. Doamne, ajută-ne! Dacă spuneam mai din aur că Apostolul spune să ne sfătuim cu bunătate unii cu alții, aici spune, dimpotrivă, dacă aceste lucruri pierd, dimpotrivă, voi fiți cu bun unii cu alții. Doamne, ajută pe frații de aici să fie buni unii cu alții. Și ajută-mă și pe mine să fiu bun. Deodată nu spun. Greșesc. Dacă suntem buni unii cu alții, ascultați ce influență are aceasta. În versetul 5 de la Roman 5 spune Apostolul Pavel așa. Dumnezeul răbdării și al mântuirii să vă facă, continue pasul următor,
să aveți aceleași simțăminte unii față de alții după pilda lui Hristos Iisus. Observați ce frumos? În primul rând, i-a spus cuvântul lui Dumnezeu, ca să avem părtășie unii cu alții, să umblăm în lumină, că atunci când poporul lui Dumnezeu, biserica, cei care compun biserica, au părtășie unii cu alții. Și când cei din biserica de aici au părtășie cu cei din biserica cea mai apropiată de ei, nu știu care de voi, bănuiesc ca fi tot, nu știu, aveți părtășie între voi și aveți părtășie cu cei de acolo, vede Dumnezeu din cer, dar văd și cei de pe pământ. Ce frumos este să vă acceptați unii de alții în dragoste. Ce frumos este să vă sfătuiți cu bunătate unii de alții. Ce bine este să fiți buni unii față de alții. Și aici cuvântul spune, ca oameni care aveți o inimă bună, un caracter frumos, cizelat de bunătate, aveți față de frații voștri aceleași simțăminte. Tu față de fratele tău și fratele tău față de tine. Ce biserică frumoasă! Plăcere să fii într-o astfel de biserică, unde noi avem aceleași simțăminte unii față de alții. Cum simt pentru mine, așa simt pentru fratele meu. Cum simt pentru mine, așa simt pentru sora mea. Cum doresc și ce-mi doresc mie, la fel doresc fratelui meu. Observați unde vrea să-mi aducă harul și bunătatea lui Dumnezeu. Harul și bunătatea lui Dumnezeu. Încă n-am ajuns la iubire. Haideți să mai facem un pas. Am zis că la 12 mă opresc, dar iertați mai puț. Apostolul Pavel spune la Tesaloniceni, să citesc acest verset, este foarte frumos și important, capitolul 5, versetul 13, foarte frumos, spune așa, de aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează în voi care credeți. Ce frumos este și mă rog lui Dumnezeu să ne ajute ca noi să putem cumva primi cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră. Cuvânt care ne transformă și ne face ce spune Apostolul Pavel într-un alt verset din Tesaloniceni. Să prețuiți foarte mult pe frații voștri, să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrării lor. Și am spus mai adineară că în biserică nu lucrează doar un frate sau un grup de frați. În biserică toți suntem lucrători. În momentul când am ajuns să avem aceleași simțăminte unii față de alții, Dumnezeu ne cere să ne prețuim unii pe alții din pricina lucrării pe care fiecare dintre noi o face. Și aici vreau să mă opresc un pic. Frați și surori, în biserică cineva slujește. Care e mai mare din biserică? Acel care slujește sau acel care slujiți? Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Mai mare este cel care stă la masă. Nu cel care slujește la masă. Ei bine, cuvântul lui Dumnezeu spune, atenție! Nu râvniți să fiți mari, râvniți să fiți slujitorii celorlalți. Și doriți să fiți slujitorii celorlalți. Și atunci când cineva dintre voi slujește, indiferent cum slujește, o faptă bună, un cuvânt bun, o cântare, o predică, o poezie. Când cineva slujește, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, prețuiți-vă foarte mult unii pe alții din pricina lucrării care fiecare dintre voi o face. Nu este frumos lucrul acesta? Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la acesta. Să ne ajute Dumnezeu. Să putem a ne prețui unii pe alții. Când ne prețuim? Atunci când avem aceleași simțăminte unii față de alții. Când îi iubesc pe fratele meu cum mă iubesc pe mine. Când simt pentru el cum simt pentru mine. Atunci
reușesc să-l prețuiesc pe fratele meu, ci el reușește să mă prețuiască pe mine. Atenție! Mi-a spus Dumnezeu astăzi să-l cunoaștem, să învățăm să-l cunoaștem pe el. Dumnezeu este lumină. Dacă stau în biserica lui Dumnezeu și sunt în biserică, mădular din trupul lui Hristos, dar nu prețuiesc celelalte mădulare, s-ar putea întâmpla ca eu însumi să nu fiu mădular din trup. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu, mai amintesc un verset, acum mi-a venit în minte, spune așa, cuvântul lui Dumnezeu. Dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele, ce fac? Se bucură împreună cu el. Observați cum vrea Dumnezeu să fie în trup? Dumnezeu vrea ca în trupul lui să nu fie nici o dezbinare, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele pe altele. Și atenție, cum? Dacă suferă un mădular, nu știu cum poate suferi, în diverse forme. Celelalte mădulare ce fac? Bă, să știi cum omul ăsta o păcătuie. Altfel nu îl îngăduia Dumnezeu în cazul ăsta. Așa fac celelalte? Nu. Cuvântul lui Dumnezeu că spune și rețineți. Celelalte mădulare suferă împreună cu el. Iar dacă se bucură un mădular, să spunem, Doamne, mi-au reușit copiii la o școală la care am putut eu să-i dau. Și am o bucurie în suflet. Doamne, s-au ajuns și astea, acum nu mai poate din bucurie. Bine am zis? Nu. Am zis bine. Cuvântul lui Dumnezeu spune, fraților, e cuvântul lui Dumnezeu. Am citit de la 1 Corinteni, capitolul 12. Celelalte mădulare se... Mi-am găsit un geap bun. Nu? Și am în loc de 12, poate 17 euro la oră. Nu? Celelalte mădulare ce fac? Se bucură împreună cu mădularul care se bucură. Ce frumos! Doamne, ajută biserica ta de aici. Ca cu adevărat cei care sunt parte a acestei biserici să poată avea părtășie unii cu alții. Părtășia se vede și în așa ceva. Avem aceleași simțăminte unii față de alții și ne prețuim unii de alții. Nu e așa ca soț, îți prețuiești soția cât de mult o prețuiești. Vine când nu-i soția ta aici. Să spun ea. Nu? Sau invers, ca soție, prețuiești soțul. Nu mai spun bine când nu-i ea aici, poate ești. Gândiți-vă, dacă în familie suntem învățați și trebuie să ne prețuim unii de alții, și ne prețuim, nu când copilul tău, Dumnezeu a îngăduit în familia mea lărgită, le-am spus la fratele Aurel, toamna aceasta să am două nepoțele, amândouă în același timp, bolnave de cancer. Ce-am dat cu asta? Aveam în biserică în același timp soră, doi copii, un frate, bolnav la fel. Rugam pentru ei, dar... Când nepoțelele mele au zis, Doamne, te rog să mă ierți. Cum să mă rog pentru ele acum? Cum m-am rugat pentru cei din biserică? Sau să mă rog altfel? Am rugat pe Dumnezeu să mă ierte. Pentru că pentru sora Iulia, deși este cumva din familia noastră lărgită, nu m-am rugat cu atât la foc și cu durere în suflet. Dacă mi-a spus băiatul meu, fetița lui, a fost constatată că este bolnav în felul acesta, te rogi altfel. Te rogi altfel. Nu știu de ce. Frați și surori, iertați-mă. Dumnezeu ne cere să ne prețuim unii pe alții. Așa cum îmi prețuiesc nepoții mei, copiii mei, să-i prețuiesc și pe frații mei. De ce să-i prețuiesc așa? Pentru că Domnul Iisus Hristos ne-a prețuit pe fiecare dintre noi. Slavă Domnului! Știți cât a plătit Domnul pentru mine? Îți păstor și vorba aceea, vine de la Suceava, știți cât a plătit? Cu ce a plătit? Cât a plătit? A plătit cu nimic mai mult. Decât a plătit pentru fratele ăsta, pentru copilul acela, el le-a răscumpărat pe toți. Nu cu aur, spune cuvântul, nu cu argint, cu perle scumpe, ci cu sângele scump al mielului, fără măsură și fără pată. Slavă Lui! Amin. Atât de mult i-a prețuit, un preț atât de mare. Și ne spune acum, dacă eu v-am prețuit așa, cum v-am prețuit eu pe voi,
Prețuiți-vă și voi unii pe alții. Poate nu vom ajunge, că este scris în Biblie că poate un prieten să-și dea viața pentru prietenul lui. Dar Dumnezeu spune, eu atât de mult v-am iubit, spune Apostolul Pavel la Romani, încât mi-am dat viața pentru voi, când eram prieteni ai lui, nu. Când eram dușmani ai lui, prin faptele noastre, prin gândurile noastre. Dumnezeu mi-a prețuit atât de mult încât și-a dat viața, nu pentru prieteni, pentru cei care erau. El așa a spus, am venit să caut, să mă împliesc, nu pe cei neprihăniți, ci pe păcătoși. Când îl îngăduiau fariseii și spunea, unde că umblă cu varmeși și cu păcătoși. El s-a oprit și s-a uitat la ei cu durere și a zis, atenție, Fiul lui Dumnezeu a venit din cer pe pământ să caute și să mântuiască ceea ce era pierdut. Dumnezeu a venit să caute pe păcătoși și să-și dea viața pentru ei. Ne-a prețuit atât de mult. Spune Apostolul Ioan, n-am citit versetul acesta, dacă atât de mult te-a iubit Dumnezeu în Fiul Său și-a dat viața pentru noi, trebuie și noi să ne iubim unii pe alții. Să mai continui cu un gând și să spun abit. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Tot în sensul dezvoltării părtășii dintre noi, părtășii noastre unii cu alții. Apostolul Pavel abordează în Epistola către Galateni un cuvânt foarte important. Și spune așa. Ne prețuim unii pe alții. Dar dacă spunem că ne prețuim și stăm cu mâinile în buzunar, nu. Asta e voia Dumnezeu. Voia Dumnezeu este ca noi să dovedim că ne prețuim unii pe alții, că avem aceleași simțenii unii parte de alții și ne prețuim, făcând, dovedind în viață, în trăire, în practică. Și spune Apostolul Pavel așa ceva. Fraților, voi ați chemați Galateni 5, 30. Voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o fricină ca să trăiți pentru firea pământească. Spuneți că așa nu mă vede nimeni, frate trebuie să mă iubească, și așa mai departe. Și spune Apostolul Pavel, slujiți-vă unii altora, cum? În dragoste. Iată la ce ne cheamă părtășia care o avem unii cu alții. Dacă umblăm în lumină și avem părtășie unii cu alții, ne cheamă să ne slujim unii altora. Ce frumos este! Nu ne permite timpul, dar cred că dumneavoastră ați văzut, ați trecut. Prin momente de acestea, când grupul de surori se strâng, și pentru că știu că există o mamă internată cu anumite probleme în spital, grupul acesta de surori merg cu multă dragoste în familia respectivă, ca familia să nu simtă lipsa mamei din casă. Și fac poate mai mult decât a reușit să facă mama acolo. Mi-aduc aminte de o familie în Italia. Fratele a fost bolnav multă vreme în spital. Și a rămas familia într-o groapă financiară. Cu atâta dragoste, biserica din Perugia a sprijinit această familie încât i-a surprins pe toți cei din jurul lor. Câtă dragoste! Și în ce mod pot să slujească acești credincioși? M-au luat și pe mine odată ocazional fiind acolo. Și au mers la spital un grup mai mare de frați din biserică, cu atâta gingășie, cu atâta dragoste, căutând să nu tulburi pe nimeni în jurul lor. Cei de acolo, când i-au văzut, români, ce-i cu voi? De ce? Ce neamă? Ce rudă? Vorbeau ei pe limba lor, și teamă tot ce spuneau. Au fost surprinși oamenii când au văzut modul în care pocăiții adevărați înțeleg să slujească în dragoste unii altora. Mă rog ca Dumnezeu, mai simplu, mai ușor, dar mă rog ca Dumnezeu să vă dea puterea de care aveți nevoie, ca să vă puteți sluji în dragoste unii altora. Și mai mult decât atât spune Apostolul Pavel, mai citesc un verset, versetul 2 din capitolul 6 de la Galateni, spune așa, purtați-vă sarcinile unii altora. Și astfel veți împlini legea lui Hristos. Purtați-vă sarcinile unii altora. În ce context spune el să ne purtăm sarcinile unii altora? Aveți grijă, spune Apostolul Pavel. S-ar putea între voi unul, altul, să cadă deodată într-o greșeală. Voi care sunteți duhovnicești, îl condamnați.
Nu vă grăbiți să arătați cu degetul. Nu. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Predicați-l. Voi care credeți că sunteți mai tare decât cel care a căzut, care sunteți duhovnicești, ridicați-l. Ajutați-l să se ridice. Cum? În ce mod? Spune Apostolul Pavel. Cu Duhul blândeții. Dacă vei căuta să dai mâna fratelui tău când aluneca, dacă vei căuta să bagi mâna în buzunar când el are buzunarul goală, dacă vei căuta să spui o vorbă bună când altul i-a spus o vorbă rea, vei sluji fratelui tău. Vei purta din povoara pe care o poartă el, vei purta sarcinile lui. Și Dumnezeu spune, dacă mai adineau ne spunea să facem cu bunătate, aici ne spune să facem lucrul acesta cu un duh de blândeță. Poartă-te blând. Avem lumina și umblăm în lumină. Dar dacă nu ne iubim unii pe alții, mințim, nu trăim adevărul. Umblăm în întuneric. Știți ce fac cei care umblă în întuneric? Bâșbuie, nu știu direcția în care merg, și să lovesc de obstacol. Dacă nu știi încotro să mergi, oprește-te la tine. Dacă te-ai lovit din obstacol, nu striga în gura mare, caz pe genunchi sau întinde mâna spre fratele tău, care te poate ajuta fie să te oprești, fie să te ridici. Și mă rog ca Dumnezeu să facă biserica lui de aici, o biserică care să umbli cu adevărat în lumină. O biserică în care cei care compun biserica să aibă părtășie unii cu alții. Și părtășia noastră a unii cu alții să fie o părtășie compactă, o părtășie împreună a noastră cu cel care este adevărata lumină. Domnul să vă binecuvinteze și Domnul să vă ajute și să ne ajute și pe noi la aceasta.